Am revenit. După o carieră jurnalistică de succes în anii 90, după ce a fost dascăl și îndrumător pentru mulți gazetari, după o profundă și variată implicare în societate, într-o zi s-a retras în chiliile unor mănăstiri pentru ca în 2004 să dea literaturii române o carte care avea să spargă tiparele, după cum a afirmat unanim critica de specialitate, îndată după apariția volumului intitulat Lucrare. Anul acesta a venit cu o nouă carte numită Se întorc morții acasă. După lansarea acesteia a plecat într-o lungă călătorie prin țară. Ce a însemnat acest turneu, această adevărată călătorie misionară în care a fost comparat cu un apostol care a ieșit la propovăduire? Vom afla chiar de la autor. Alături de noi în platou se află Cornel Constantin Ciomâscă. Bună ziua și bine ați revenit la noi în emisiune. Bună ziua, bine v-am regăsit. Cu mare drag. Ați susținut de curând o conferință în 39 de orașe în țară, intitulată De la moarte la viață și de pe pământ la cer. Întocmai. Aș vrea să vă întreb, care este lucrul care credeți că ne apropie cel mai mult de cealaltă dimensiune? Dacă ne preocupă foarte mult acest lucru. Cred că ar trebui să fie, întâi de toate, dragostea de Dumnezeu. Dorința noastră de a ne întoarce acolo de unde am plecat printr-o eroare, printr-o înșelare. Ar trebui mai întâi să înțelegem asta. Și apoi, cred că ar trebui să ne apropie și înțelegerea condiției de pe aici, înțelegerea surghiunului în care ne aflăm, a condițiilor acestea pe care vedem noi că nu sunt deloc confortabile, că ne solicită din răsputeri pentru ca să facem față întregului acestuia care se cheamă chipurile viață. Trecerea pe aici, prin Valea Suspinelor, nu e deloc, confortabilă. Da? Pentru că suntem, repet, suntem într-un surghiun și Dumnezeu asta așteaptă de la noi, să conștientizăm de ce suntem aici și ce ar trebui să facem pentru ca întoarcerea noastră să fie cât mai grabnică, numai că nouă, din nefericire, ne este tot mai teamă de pasul acesta, de trecerea aceasta de aici spre dincolo. Vorbiți despre un lucru foarte interesant, despre o lecție a lui Nu, despre care spuneți, o lecție care spuneți că este printre cele mai importante pe care omul o are de învățat. La ce vă referiți? Socotesc că este într-adevăr printre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă, pentru că este lecția pe care dacă omul a învățat-o încă din copilărie, când în mod timid părinții încearcă să-l învețe pe copil, începând cu acele nu-uri, privind priza, privind jocul cu focul, aplecatul pe fereastra deschisă, traversatul străzii pe verde și nu pe roșu, da, numai că în scurtă vreme lecția aceasta este abandonată și copilul, mai apoi adolescentul, tânărul și maturul, tind tot mai mult înspre daurile absolute, înspre a obține, fără să țină seama de aceste nu-uri. Ce înseamnă aceste nu-uri? Înseamnă mai întâi de toate acele nu-uri fundamentale din tablele legilor. Să nu furi, să nu minți, să nu râvnești nimic din ceea ce nu este al tău. Și sigur, ar trebui să continue cu să nu te lași copleșit de lăcomii, de lăcomia pântecelui, de lăcomia materială. Vedem noi că trăim într-o lume care este cu adevărat copleșită de materialitate. Nimeni nu mai ține seama de darurile pe care i le-a dat Dumnezeu. Omul nu mai este evaluat din perspectiva acestor daruri, din perspectiva ceea ce este el cu adevărat ca zidire a lui Dumnezeu, ci este evaluat din perspectiva acestei dictaturi obiectuale în care trăim. Adică este evaluat din perspectiva unor confecții cu etichete sofisticate, din perspectiva unor metale de asemenea sofisticat îndoite și îndelung lustruite, adică bijuteriile, mașinile. Este important să-l vezi pe celălalt după servieta pe care o poartă, după contul pe care îl are și nu după aceste daruri importante pe care i le-a dat Dumnezeu. Nu se mai preocupă nimeni, domnișoara Bădic, de ceea ce este omul și să-l ajute încă din copilărie să-și descopere aceste daruri, pentru că atunci
când pe la 17-18 ani asupra lui cade o ghilotină îngrozitoare sub forma unei întrebări. Tu ce vrei să faci? Nimeni nu i-a spus până atunci cine este el și ce daruri are și spre ce ar fi potrivit să se îndrepte. Și pentru ca să nu se facă de râs în fața celor care îl întreabă, adică acasă, la școală sau între prieteni, el trebuie să dea un răspuns. Și spune așa, subiectiv, inginer, doctor, ITist și așa mai departe. Din momentul în care dă răspunsul acesta, din perspectiva altei dominații, a unei patimi care se numește vanitate, orgoliu sau slavă de șartă, el o ține, cum zice românul Gaia Matsu, să-și împlinească ceea ce a zis că ar vrea să facă, fără să știe dacă este potrivit și dacă este pregătit în vreun fel pentru a deveni doctor, inginer sau ITist, așa cum am zis mai devreme. Abia în momentul în care va ajunge să isprăvească o școală, să aibă chipurile o legitimație și o legitimitate pentru a se îndeletnici cu ceea ce și-a propus, va constata că nu prea are ce să dăruiască. Și părintele Nicolae Steinhardt și-a intitulat una dintre cărțile sale foarte frumos, Dăruind vei dobândi, numai că dacă n-ai ce să dăruiești, trăiești din păcate într-o suferință teribilă, fiindcă nu vei avea nici ce să dobândești. Cum considerați că se prezintă omul modern? Mai exact, care credeți că este lucrul cel mai grav care se întâmplă în zilele noastre? Noi trăim, e ușor de observat de oricine, trăim într-o lume bolnavă. Într-o lume bolnavă, întâi de toate, fizic, bolile fizice sunt tot mai multe, tot mai surprinzătoare și atacă și lovesc la vârste tot mai fragede. Vorbeam nu de mult cu un medic cardiolog care îmi spunea, surprins, că în gărzile pe care le face vin tot mai mulți tineri cu infarct. Tineri însemnând mulți dintre ei sub 30 de ani. Lucru pe care în cariera lui, spunea medicul acesta, nu l-a întâlnit decât începând cu acum 5-7 ani. Ce spune lucrul acesta? Spune întâi de toate, sigur, destul de multe despre ritmurile în care trăim. Dar mai spune un lucru asupra căruia noi nu avem, din păcate, niciun fel de aplecare. Și anume, că în nevăzut, adică partea spirituală, dacă mi-ați îngădui o paranteză, aș spune că întreaga noastră viață se desfășoară între două realități. Între realitatea aceasta sensibilă, văzută, palpabilă și realitatea nevăzută. Ei bine, realitatea aceasta văzută este în cea mai mare parte determinată de realitatea aceea nevăzută. Hainele noastre, obiectele din jur, lumea aceasta în mod covârșitor a fost întâi în nevăzut. Adică paharul acesta de pildă a fost întâi un gând. Cine a văzut gânduri? Asta nu înseamnă că ele nu există. Gândul a devenit o idee, ideea a devenit un concept, conceptul a devenit proiect și abia din momentul în care cineva a început să deseneze paharul, a trecut în teritoriile vizibilului, dar nu într-o materialitate, ci în teritoriile vizibile, a început să-l vedem. Ei bine, la fel se întâmplă și cu duhurile, așa cum se întâmplă cu gândurile, așa cum se întâmplă cu sentimentele. Câte vreme nu suntem la măsura la care să înțelegem lucrurile, dacă ne-ar întreba cineva prin surprindere ce faci acum, gândești sau simți? N-am ști ce să spunem, pentru că organele acestea sufletești, respectiv mintea și inima, sunt interschimbabile, adică orice gând este simțit și orice sentiment este gândit. Ne trebuie o oarecare măsură, o oarecare înțelegere a lucrurilor pentru ca la un moment dat în viața noastră să putem ajunge să facem distinția aceasta între un gând și un sentiment. Ei bine, dacă pentru ca să facem această distinție spun că ne trebuie și un parcurs și o inițiere, ca să o numesc așa, cu atât mai mult ne-ar trebui pentru ca să începem să vedem și să înțelegem că există niște duhuri. Există în cele 9 fericiri care se cântă în fiecare, la fiecare Sfântă Liturghie,
există una dintre ele care vorbește de, tocmai despre lucrul acesta, numai că e înțeleasă puțin diferit. Adică fericirea zice, fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Ea circulă în lume de ca și când cei săraci cu Duhul sunt cei pe care nu i-ar ajuta zestra cerebrală. În fond, ea se referă la cei care, printr-o osteneală persuasivă, au scăpat de unele dintre duhurile acestea care ne stăpânesc în nevăzut și au ajuns să fie stăpâniți de un singur duh, adică Duhul Sfânt. Revin la întrebarea pe care mi-a spus-o și spun că cea mai serioasă problemă a omenirii este aceea privind cunoașterea. De prea multe ori, vai, prea mulți dintre semenii noștri cred că știu ceea ce nu cunosc. Și asta, sigur că, îl pune pe om în fața tuturor capcanelor, tuturor curselor, el face după capul lui, crezând că așa știe, este, repet, anumite lucruri pe care nu le cunoaște. Suntem în preajma Crăciunului. Ce mai înseamnă Crăciunul pentru noi astăzi? Crăciunul, într-o bună parte, într-o bună măsură, mai înseamnă încă o stare, dar nu starea aceea pe care ar trebui să o avem. Înseamnă o stare de bucurie, ne cuprinde inegociabil pe toți, deși ea este determinată de alte motive acum, determinată de vacanță, de faptul că omul va pleca în locuri pe care și le dorește, la rude undeva, dar nu motivul principal, adică bucuria aceea pe care ar trebui să o reedităm, vrând să o trăim fiecare dintre noi, adică bucuria faptului că la data aceasta prăznuim nașterea Mântuitorului. Este praznicul acesta al întregii creștinătăți, este cel mai important praznic, dacă învierea este cel mai mare, nașterea Mântuitorului, n-ar fi avut loc învierea dacă nu s-ar fi petrecut nașterea, atunci nașterea este cel mai important. Din păcate, vedem noi că ne cuprinde febra cumpărăturilor mult prea mult, zice un colind românesc așa de frumos, o, ce veste minunată, numai că în ziua de astăzi, vestea trece în plan secund. Îmi vine să zic, o, ce zarvă minunată, ne cuprinde o zarvă teribilă. Oamenii se duc și umplu cărucioarele cu vârf de ca și când în aceste zile și numai în aceste zile ar mânca cu trei guri și înăuntru lor ar fi 3-4 ființe. Deci nu mai înseamnă ceea ce ar trebui să însemne din nefericire. Și mai este și moșul acesta, personajul acesta fals, tafian, dacă mi îngăduiți această sincopă voit intelectualizată, personajul acesta care de asemenea a cuprins întreaga omenire sub pulpanele lui de recuzită ieftină. Din perspectiva scriitorului, ce credeți dumneavoastră că de fapt ar trebui să reprezinte Crăciunul pentru noi? Pentru că știm cu toții că se întâmplă aceste lucruri, practic oamenii nu se pot abține să dea importanță mai mare acestei zone legate mai mult de comerț, de plăcerile personale pe care și le fac, care sigur și ele au partea lor de bucurie. Dar nu este neapărat cel mai important lucru cu care ar trebui să primim sărbătorilor. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, cum ar trebui primit Crăciunul? Întâi de toate, îngăduiți-mi să spun că știm cu toții, știu și telespectatorii, așa cum știm și noi, că în perioada aceasta, până imediat după anul nou, ne facem urări. Urările acestea sunt centrate, în general, pe trei lucruri. Pe sănătate, pe izbândă, adică pe succes, și pe propășire, adică pe progres. Că nu e destul să reușești într-o direcție sau alta pe care ți-o dorești, este important să și progresezi. Avem pregătită, dacă este cu putință, să le arătăm telespectatorilor planșa numărul 1, pe care vom înțelege mai simplu ce ar trebui să facem pentru ca aceste trei deziderate și aceste trei urări, aceste trei dorințe în fond pe care le are omul să se și întâmple. Eu am numit planșa aceasta ca și titlul 4I. I-ul acela vine de la iubire. Vedem că sunt acolo patru fracții, sau ca și patru fracții. Da. Să luăm întâi partea de sus, literele de tipar. Vorbim despre, și repet, pentru ca aceste trei dorințe, aceste trei urări
să se materializeze, am avea nevoie de 4 conciliere, de 4 împăcări mari. Prima împăcare este cu Dumnezeu. De aici vine Deul acela mare. Să ne împăcăm, să ne conciliem, să ne reconciliem relația cu Dumnezeu. Sigur că asta este o împăcare destul de complexă, cu multe detalii. Poate că ar trebui să facem o emisiune întreagă pentru ca să înțelegem în ce constă ea. A doua împăcare este împăcarea cu noi înșine, cu sinele. A treia împăcare este cu aproapele. Vedeți, Mântuitorul a venit încoace, dărâmând munții aceia de legi pe care i-a găsit. Ajunseseră oamenii săraci să nu mai știe dacă oul pe care l-a făcut găina sâmbătă ar putea fi mâncat sau nu, pentru că era făcut în sabat. Și nu cumva găina păcătuise pentru că făcuse oul în sabat. Mântuitorul a venit și a dărâmat toți munții aceia de legi și a venit cu legea cea nouă, simplă și suplă, pe 3 dimensiuni structurată, să-L iubești pe Dumnezeu, pe aproapele ca pe tine însuți. De aceea m-am oprit la aproapele. Zice, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Și în sfârșit, cel de-al patrulea, cea de-a patra inițială, Elu, vine de la împăcarea cu lumea, dar nu cu lumea în sensul păcatului, așa cum folosesc Sfinții Părinți termenul de lume, ci de lume ca și făpturea lui Dumnezeu, începând cu aproapele noastre și mergând cât mai departe. Ce s-ar întâmpla dacă noi am fi preocupați de aceste 4 împăcări? Împăcarea cu Dumnezeu este generatoare de pace, de aici peul acela de dedesubt. Împăcarea cu noi înșine, împăcarea cu sinele, este generatoare, născătoare de tihnă. Între pace și tihnă, chiar dacă termenii ar putea fi confundați, pacea înseamnă împăcare și tihnă înseamnă așezare. Deul de jos? Deul înseamnă dragoste. Împăcarea cu aproapele înseamnă nașterea generatoare, această împăcare este generatoare de dragoste. Și deul? Și, în sfârșit, ultima, împăcarea cu lumea, generatoare de bucurie. Da. Acum, când am desfășurat cât de cât această, dar vedeți, aceste fracții sunt puse toate sub un mare numitor comun, adică supraiubire. Împăcarea cu Dumnezeu, generatoare de pace, supraiubire. Împăcarea cu sinele, supra-tihnă, generatoare de tihnă, supraiubire. Împăcarea cu aproapele, generatoare de dragoste, supraiubire. Și împăcarea cu lumea, generatoare de bucurie, supraiubire. Ei bine, iată ce cred că ar trebui să se întâmple. Să devenim conștienți, pentru că nu putem lucra, domnișoara Bădic, la întâmplare, la voia întâmplării, sub hazard, ci trebuie să devenim conștienți într-o bună zi că avem nevoie de știință. Și știința nu vine decât din perspectiva cunoașterii. Tot în credința ortodoxă, preotul merge în ziua de Crăciun cu icoana din casă în casă. Să ne vorbiți puțin despre modul în care se sfințesc icoanele, despre toată această tradiție legată de icoană, pentru că este foarte complexă și poate puțin înțeleg în toată complexitatea ei această semnificație. Întâi de toate să-mi îngăduiți să spun că mersul acesta al preotului cu icoana din casă în casă este ca o vestire, pentru că el merge cu icoana care reprezintă nașterea Mântuitorului. Și pentru ca să vedem cât de frumos ar trebui să ne raportăm la icoană, eu am adus cu mine o cărticică care se numește chiar așa, Ce este icoana? O cărticică destul de subțire în comparație cu volumul de informație și importanța acestui volum. Sunt 4 mari cercetători și cunoscători a ceea ce înseamnă icoana, Leonidu Spensky, Boris Bobrinskoi, Stefan Bigam și Părintele Ioan Bizău, din care, dacă îmi veți îngădui, aș cita o bucățică pentru ca să înțelegem ce ar trebui să însemne icoana, dacă nu însemnează pentru mulți dintre noi acest lucru. Și el spune așa, fascinația pe care o provoacă astăzi icoana în cele mai diverse medii religioase și culturale este o dovadă elocventă a frumuseții și adevărului ei. Această fascinație înseamnă mai mult decât expresia unei nostalgii superficiale. Este dorul profund al inimii după frumusețea cea dintr-un început. Deci este dorul profund al inimii după frumusețea cea dintr-un început. O frumusețe curată și autentică, singura care, așa cum spunea Dostoievski, poate salva lumea. M-ați întrebat despre sfințirea icoanei. Am să citesc pentru a sintetiza cât mai repede răspunsul, tot din această cărticică. Iată ce spune părintele Stefan Bigam, preot ortodox. Zice,
Creștinii ortodoxi au astăzi obiceiul de a sfinți icoanele printr-un preot sau printr-un episcop. Adesea episcopii le binecuvintează sau le ung cu un de lemn sfințit. Există chiar slujbe speciale pentru sfințirea diferitelor tipuri de icoane, a lui Hristos, a Maicii Domnului, a sărbătorilor, etc. Mulți credincioși n-ar putea nici măcar să-și imagineze să pună în casele lor o icoană care nu a fost sfințită. Așa ceva le-ar părea un fel de sacrilegiu, însă odată sfințită, oricare ar fi subiectul, stilul sau canonicitatea imaginii, ei consideră că ceea ce înainte de a fi sfințită era o simplă imagine, a devenit o icoană, tocmai datorită actului de sfințire. Acum, ne ducem la ce spune un alt, de data aceasta, un sfânt al Bisericii Ortodoxe, Sfântul Nicodima Ghioritu, cunoscut de către toată lumea, și care spune următorul lucru. Sfintele icoane nu au nevoie să fie unse cu un de lemn sfințit, nici să fie sfințite prin rugăciunile unui episcop pentru trei motive. 1. Noi nu cinstim icoanele din cauza unei ungeri sau din cauza rugăciunilor citite asupra lor, ci de îndată ce vedem undeva o icoană, fără să ne interesăm dacă a fost unsă cu un de lemn sfințit sau dacă s-au citit asupra ei rugăciuni, o cinstim datorită numelui Sfântului reprezentat și datorită asemănării ei cu o persoană reprezentată. Și acum Sfântul Nicodim vine și argumentează această afirmație foarte importantă și foarte grea, pentru care, de altfel, în decursul istoriei s-au dus multe lupte, multe lupte. Sfântul Nicodim spune următorul lucru. Iată de ce în capitolul 6 al prezentului sinod, referindu-se la sinodul al 7-lea, de la 787, este condamnat sinodul iconoclast Hieria de la 754, convocat în vremea domniei lui Copronimul, care acuza sfintele imagini spunând că icoanele nu au rugăciuni de sfințire prin care ele să fie trecute din domeniul profan în cel sacru. Astfel, ele rămân profane și așa cum artistul le-a lucrat. La aceste afirmații, sinodul al 7-lea ecumenic răspunde prin vocea diaconului Epifaniei că asupra icoanelor nu este citită o rugăciune, întrucât la fel ca alte obiecte sacre, icoanele nu au o rugăciune de sfințire. Sinodul spune că, dimpotrivă, prin nume chiar ele sunt pline de har și de sfințenie. Am înțeles. Haideți să vedem, deci, până la urmă, care este calea de mijloc, pentru că oamenii cumpără icoane, primesc icoane cadou, vor și este foarte bine să țină în casele lor icoane. Trebuie să spunem, pentru că am abordat subiectul în această perspectivă, că nu este grav și nu este o erezie. Dacă nu este sfințită icoană. Nu, invers, dacă e sfințită. Dar oamenii ar trebui să rețină totuși că icoanele, ca și crucea, nu trebuie sfințite, pentru că ele se sfințesc așa cum susțin. Aici eu am dat un citat din Sfântul Nicodima Ghioritu. Cartea însă are argumentații multiple venite de la alți sfinți mulți și mari, care argumentează în detaliu de ce nu trebuie sfințită icoana. Dar dacă totuși se întâmplă lucrul acesta... Da, dar totuși un obiect care este ținut în Sfântul Altar și asupra căruia se citesc aceste rugăciuni... Vă reamintesc ce spune Sfântul Nicodim. Nu rugăciunea aceea face ca harul Mântuitorului, care este prezent acolo icoanei, în icoană, să lucreze. Da, sigur. Ci va lucra chipul. Este ca și în situația, iertat să fiu, când noi privim o poză. N-ar trebui să facem o invocare către poza mamei noastre, care poate nu mai este pe aici, ci bucuria și dragostea care ne cuprinde prin faptul că am trăit în duh cu ea și că o purtăm de ca și când ar fi vie în ființa noastră. În cazul icoanelor, cu atât mai serios. Deci atâția sfinți s-au străduit să înțeleagă dacă este necesar. Este de altfel un obicei, unul dintre sfinți spun niște lucruri accentuate și grave, că e un obicei de prin secolul al XVI-lea, deci până în secolul al XVI-lea, n-a fost nevoie de sfințirea icoanelor. Până astăzi, în Biserica Ortodoxă, toată lumea știe că, de fapt, crucea nu trebuie sfințită. Și dacă în cazul crucii vorbim astfel, de ce n-am vorbit și despre icoană tot la fel? Însă, repet, dacă se sfințește, nu e cel mai grav lucru. Important este să ne raportăm la icoană așa cum se cuvine, ca la fereastra aceasta care ne translează din lumea aceasta către lumea despre care mă întrebați la începutul emisiunii noastre, adică către sfințenie, către Dumnezeu. Da, dar trebuie înțeles și faptul că atunci când oamenii dau spre sfințit icoanele, este totuși un lucru care nu poate fi un lucru rău.
Este evident că se produce un transfer, chiar dacă sigur că da, legătura se face prin chipul de pe icoană care face legătura cu sfântul reprezentat, dar faptul că o icoană stă în altar 40 de zile sau faptul că preotul se roagă și spune acele rugăciuni, faptul că acele icoane și obiectele uneori stau în biserică, în primul rând creștinului îi dau foarte multă încredere în acest lucru. Nu putem generaliza. Unele obiecte, într-adevăr, au rugăciuni de sfințire și este necesar să fie sfințite. Dar nu toate obiceiurile sunt și utile și pozitive. Da, dar sunt foarte multe obiecte comercializate în biserici care sunt sfințite și care atrag foarte mult creștini. Pentru că omul din neștiință crede că dacă un obiect pe care îl poartă, cum ar fi de pildă cruciulița de la gât, dacă o duce și asupra cruciuliței acelea preotul rostește o rugăciune sau o sfințește, o stropește cu apă sfințită, ea ar avea chipurile un har suplimentar. Fals! Nu! Crucea are harul ei, așa ar fi necesar ca noi să ne ducem de fiecare dată sau în fiecare dimineață, dacă vrem să facem cruce, să ne ducem ca preotul să ne sfințească puțin mâna dreaptă, pentru că atunci când facem semnul Sfintei Cruci pe chipul nostru, să fie acesta lucrător și să aibă un har suplimentar. Ori noi însemnăm în aer cu semnul Sfintei Cruci pentru a înlătura duhurile rele și demonii. Deci dumneavoastră susțineți că, spre exemplu, un obiect, să spunem o icoană sau pur și simplu ceva care reprezintă o cruce, până la urmă, simbolizează o cruce. Dar nu asta deloc în biserică au aceeași forță? Aceeași forță, indiscutabil. Aceeași lucrare, același har lucrează asupra lor. Nu există o măsură a harului care lucrează cu o cruce care a fost ținută în altar sau asupra căreia a fost rostită o rugăciune de sfințire. Nu lucrează mai mult decât lucrează asupra altei cruci care pur și simplu nu a văzut nicio astfel de rugăciune. Harul este același asupra acestui însemn sfânt. Oamenii lasă de foarte multe ori obiecte personale. Asta este altceva. Noi ne sfințim casele, există și obiecte exact din cultul bisericesc, da, care sunt într-adevăr o listă întreagă de obiecte. Clopotele, de exemplu, da. Sfintele vase în care se va pune Euharistia, deși și aici a fost o discuție la un moment dat. Dacă sfințirea lor înainte de a fi folosite înseamnă mai mult decât faptul că urmează ca acolo în potir să fie trupul și sângele Mântuitorului care va sfinți de plin vasul acela. Și atunci unii și-au pus pe bună dreptate întrebarea: este cu adevărat necesară slujba de sfințire de dinainte, fiind stropite doar cu apă sfințită, când în curând potirul va fi locuit, va fi plin cu sângele și trupul Mântuitorului? Unii au spus că nu, alții până în ziua de astăzi spun că da, dar până la urmă revin la ceea ce spuneam, dar nu este acesta un rău neapărat, faptul că sunt sfințite unele obiecte care n-ar trebui sfințite, pentru că ele se sfințesc în sine. Să vedem ce alte lucruri atipice fac românii în preajma sărbătorii de Crăciun, crezând că ele sunt cele care trebuie făcute cu adevărat după publicitate. Am revenit. Există foarte multe lucruri pe care ni le dorim și percepem ca un eșec faptul că nu ajungem la ele sau faptul că nu ni se îndeplinesc toate dorințele. Omul modern are foarte multe dorințe, mai exact foarte multe patimi. Credeți că mai este împăcat omul modern cu ceea ce îi se întâmplă? Poate de cât ar putea el, pe de-o parte, să primească, deci de cât e pregătit să primească, și, pe de altă parte, față de cât e pregătit să ducă. Așa. Pentru că ar putea să primească, dar să nu poată duce. Dar pe ce se supără atât de mult atunci când, nu știu, își pune niște dorințe foarte ample, nu știu, poate vor să cumpere foarte multe lucruri, vor să realizeze foarte multe lucruri într-un timp record și nu le iese acest lucru și totuși se supără în momentul acela, percep situația, spuneam, ca pe un eșec. Lucru care nu este deloc normal. Important este ce am discutat în prima parte, da, cu lecția aceea lui, nu?
Pentru că dacă omul ar învăța această lecție a lui Nu, ar ști să lupte, pentru că e o luptă și nu una oarecare, să lupte împotriva patimilor, precum ați spus, adică să lupte față de poftele lui, față de nevoile lui fixate de el în mod subiectiv. Noi cerem de la Dumnezeu o serie întreagă de lucruri și faptul că Dumnezeu nu ni le dă, precum spuneți, omul trece din poftă, că din poftă a cerut la Dumnezeu anumite lucruri și faptul că nu le primește, pentru că Dumnezeu în socoteala lui dreaptă ne și spune: gândurile mele nu sunt gândurile voastre și faptele mele nu sunt faptele voastre. Și atunci, din dreapta înțelegere a lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne dă uneori ceea ce cerem, așa cum am spus mai devreme, pentru că nu suntem pregătiți să primim, pentru că nu ne este neapărat necesar în momentul acela. Și omul din pofta din care a cerut alunecă îndată în mânie și se înfurie. Asta este una dintre chestiunile foarte serioase. Balansurile noastre existențiale sunt între aceste dauri și nuri, între poftă și mânie, între pomul binelui și pomul răului, mereu și mereu în detrimentul raționării noastre cu pomul vieții, adică cu Dumnezeu. Noi zicem, de pildă, atunci când rostim rugăciunea aceasta de bază, rugăciunea domnească, Tatăl nostru, facă-se voia ta. Dar în lăuntru nostru este: facă-se voia ta după voia după mea, voia Doamne, după cum, da, după cum vreau eu, după cum aș gândi eu că e bine. Or, versetul acesta este axiomă, este rugăciune în sine. Dacă noi ne-am raporta în mod serios și să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze și să-și facă voia, viețile noastre ar arăta altfel, societatea ar arăta altfel, societățile, comunitatea în care trăim ar arăta altfel, dar noi nu-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Nu poate lucra Dumnezeu de răul nostru din păcate. Și aici, asigur că de aici și eșecurile despre care vorbeați dumneavoastră. Ce mai reprezintă Moș Crăciun pentru oameni? Moșul acesta trebuie privit din două perspective. Mai întâi de toate, trebuie privit din perspectiva aceasta a personajului acesta butaforic, falstafian, care seamănă mai degrabă, dacă îl încruntăm puțin, seamănă mai degrabă cu Bacchus decât cu un moș bun, cu un moș care ar avea în conținuturile grafiei sale sfințenia. Cu mantia lui de recuzită, cum spuneam în prima parte a emisiunii, de recuzită ieftină, copiii în general, studiile unor cercetători din Germania au scos la lumină următorul lucru, și anume faptul că pruncii, până pe la 10 ani, când încep să nu prea mai creadă în existența lui Moș Crăciun, se cam dumiresc ei cei cu personajul acesta, dar până atunci îl așteaptă mai degrabă cu o frică soră, cu spaima, decât cu bucurie. Pentru că ei se bucură mai degrabă după ce pleacă moșul și le-a lăsat în sfârșit darurile. Până când vine moșul, e acolo o emoție otrăvitoare. Nu l-așteaptă cu o bucurie sinceră, așa cum l-ar aștepta pe bunicul, de pildă, ci l-așteaptă, repet, cu mai degrabă cu o spaimă. Însă partea cea mai păguboasă cu moșul acesta, și probabil că pentru unii voi fi antipatic în ceea ce spun, dar e o realitate și va trebui să ne gândim și să o luăm în calcul, partea cea mai păguboasă, spun, este aceea că, vedeți, Moș Crăciun vine exact în această perioadă când, așa cum spuneam de asemenea în prima parte a emisiunii, în prima parte a discuției noastre, vorbim despre nașterea Mântuitorului, despre praznicul acesta așa de important. Vine personajul acesta care, sub aceleași pulpane despre care am vorbit, acoperă frumusețea acestui praznic. Mai târziu, copilul, devenit adult și matur, va înțelege, domnișoara Bădic, că personajul acesta nu e, că a fost o minciună. Da, dar la minciuna aceasta a contribuit și a complotat mama, tata, bunicii, educatoarea, toți cei din preajma mea. A fost o minciună care va să zică, pe care au ținut-o toți acolo în complotul acesta general, și numai pe mine m-au crezut când eram copil fraier, că eu puteam să cred în personajul, și am și crezut. În momentul în care se va fi dumirit adultul, personajul există, doar are intermediari.
numai o clipă când se va fi dumirit că personajul cu care ne-am întâlnit noi era fals, el își va pune întrebarea, dar nu cumva și personajul celălalt, adică Mântuitorul despre care se vorbește că se naște la data aceasta, o fi tot fals și o fi tot o minciună și un complot a celor apropiați de data aceasta. Da, este un pericol, într-adevăr. Este o mare primejdie. Vorbim despre puterea cuvântului, despre puterea gândului, să vedem ce semnificații au versurile din colinde și rugăciunile noastre în preajma sărbătorilor. Câtă putere au ele? Să ne referim întâi de toate în ordine inversă, să ne referim la rugăciuni. Vedem noi că praznicul acesta mare este precedat de un post de 40 de zile. Un post care îl ajută pe om să treacă de la perioada de vară și toamnă la perioada de iarnă, pregătindu-se și din punct de vedere fizic, trupesc, pentru ceea ce urmează. Urmează o perioadă în care organismul va trebui hrănit diferit și de aceea vedeți în rânduiala omului, în rânduiala populară, în postul acesta la capătul lui se taie porcul. Porcul ca simbol era simbolul belșugului. Omul așa a gândit și așa și privea și unii și la data aceasta privesc în felul acesta, înspre animalul acesta sacrificat, înspre porc, ca spre semnul belșugului. Cât era porcul mai mare și mai gras, cu atât omul era mai gospodar și cu atât belșugul era mai mare. Nu putea să taie un purceluș mititel. Dar postul înseamnă în mod deosebit, ca și exercițiu ascetic, înseamnă înfrânare, adică de la controlul asupra patimilor despre care aminteați mai devreme că ne stăpânesc asupra poftelor noastre, știut fiind faptul că nicio poftă nu e bună și că toate poftele au momentul lor scadent când își cer taxele. Deci să le controlăm în postul acesta, să lucrăm ascetic dacă avem cu cine să lucrăm, dacă are cine să ne descopere și să afle cu adevărat cine suntem și să aflăm împreună cu acesta, și mă refer la însoțitorul nostru, la povățuitorul nostru, la duhovnicul nostru. Am să vă rog să ne faceți doar puțin diferența între bucuriile pe care omul le are după ce respectă niște criterii creștine, adică după ce ține post, după ce se roagă, după ce este mai smerit în perioada, nu neapărat înaintea Crăciunului, în orice post pe care un or poate să-l țină pentru că vrea el, sau unii îl țin permanent, practic, pentru că tot timpul sunt mai lipsiți de lăcomie și așa mai departe. Deci, spuneam, bucuriile pe care știu să le facă și îngerii, știu să ni le facă și cei buni, care sunt puțin diferite de bucuriile pe care ni le fac cei din zona cealaltă, care sunt mult mai ostentative, desigur, sunt mult mai rapide, nu cer atâta osteneală din partea omului, ele vin sub o formă destul de extravagantă. Vrei ceva? Iată, ai ceea ce vrei. Este suficient doar să faci ceva în neregulă și ai primit ceea ce vrei. Și uneori oamenii, tot vorbind despre omul modern, nu mai știu să facă legătura, diferența între cele două zone. Adică pot să-ți vină bucurii de o anumită natură, de o anumită factură din zona necurată, sunt mai rapide, spuneam, și mult mai puternice pe moment, dar în timp ele se dovedesc a fi nesemnificative sau chiar aducătoare de necaz, și cele care sunt din zona luminoasă, care, repet, după un post, întotdeauna ai o bucurie, fie sufletească, fie Dumnezeu știe cum să-ți aducă către tine ceea ce ai nevoie să te bucuri. Dar oamenii nu prea mai fac diferența între cele două tipuri de bucurie. Una este o bucurie autentică, una este o bucurie diavolească până la urmă. Deși pe moment te bucuri, de aia sigur. Vorbeam de asemenea în prima parte despre cunoaștere și spuneam că omul crede că știe ceea ce nu cunoaște. Vedeți, lucrarea aceasta, parcursul nostru existențial ar trebui să aibă niște repere, niște coordonate foarte precise. Nu putem să bâșbâim, pentru că este ca și când ne-am duce într-o țară, într-o așezare străină, unde n-am fost niciodată. Nu e așa, că astăzi, sigur, există mașinăria aceasta numită GPS, care ne dă coordonatele, ne duce la adresa pe care dorim. Dar dacă n-am avea-o și dacă ani de zile ea n-a existat, ce făcea omul?
căuta să se intereseze și atunci când ajungea în așezarea aceea, căuta pe cineva care să-l îndrume, care să-l ajute să ajungă acolo unde trebuie. Ei bine, așa ar trebui să se întâmple și cu parcursul nostru existențial. Pentru ca să facem distinția între ce este o bucurie autentică și cum ar trebui să o râvnim și ce este o bucurie imediată și falsă pe care diavolul ne poate pune la îndemână, da. Ne pune la îndemână spre a ne sminti. Pentru și fără a ne cere ceva în schimb, un efort. Bine ar fi dacă ar fi așa. Ne cere mai târziu. Din păcate, el nu face nimic gratis. În relația lui cu omul erau ale niște taxe și niște taxe mari și grele. Dar nu le vedem la început. Asta e altceva. Nu vedem noi în societate. Ni le comunică la sfârșit. Domnul Șoarbă, adică este întristător. Eu nu mă uit la televizor decât arariul, dar văd totuși și știu așa ce se întâmplă. Vorbesc cu cei din preajma mea. Cât de trist este pentru niște oameni care s-au aflat în niște funcții mari, în niște locuri importante și când auzim acum zângănitul acesta de cătușe pentru că au fost incorecți și pentru că dorințele lor, așa cum spuneți, au fost lipsite de obiectivitate. Însă, revin la ceea ce spuneam. Avem de asemenea pregătită o planșă. Eu am fost așa ca profesorul, deși la matematică și fizică n-am fost niciodată strălucit. Dar pentru ca să vizualizăm, să înțelegem un pic parcursul acesta al nostru, să difuzăm o altă planșă, planșa 2, și să vedem că este vorba acolo despre 7S. 7 stâlpi. S-ul acesta vine de la stâlpi, dar și faptul că fiecare stâlp începe cu S. 7 S pe care ar trebui să ne bizuim și să ne structurăm întreaga noastră lucrare existențială. Primul S vine de la sinceritate. Așa ar trebui să înceapă viața noastră, așa ar trebui să continue, așa ar trebui să relaționăm între noi pe sinceritate. Nu putem, este ca și când am vrea să ne facem o locuință și acest atât de laborios proiect pe care ar avea omul să-și facă o locuință, în momentul în care ar fi gata proiectul și ar pune locuința pe un teren nisipos sau pe un teren alunecos. Trebuie să căutăm să o punem pe un teren sănătos, pe un teren bun. Terenul acesta, în ceea ce privește viața noastră, nu-l asigură decât sinceritatea. Și apoi, nu ne putem raporta la adevăr din perspectiva minciunii. Știut fiind faptul că tatăl minciunii este diavolul. Noi trăim într-o lume, cum spuneam, de asemenea, în prima parte, într-o lume bolnavă, dar boala ei vine și din perspectiva aceasta, că ea lucrează foarte mult pe minciună. Trăim într-o societate în mare parte mincinoasă, inclusiv cu personajul acesta care umblă în perioada aceasta, Moș Crăciun, și el vine sub o minciună, în mare parte, chiar dacă legenda lui este una spectaculoasă în esență. Nu o să o dezvoltăm, acum sunt convins că oamenii au auzit-o în atâtea împrejurări încât numai la noi acum ar trebui să o mai audă. O știu foarte bine ce-i cu Moș Crăciun, de unde vine el, și dintr-o perspectivă lumească și din perspectiva legendei cu Maica Domnului și care a poposit. Exact cum ne spuneați mai devreme, trebuie înțeles să mirajul acesta al colindelor, pentru că vorbind despre puterea cuvântului, spuneam și mai devreme, ele au o forță atunci când primești colindătorii, atunci când înainte se știau aceste lucruri. Sigur. Practic se întâmplă un transfer. Dacă mi-i îngăduiți, o să revenim, pentru că într-adevăr a rămas un pic suspendată asta cu colindele. Dar să continuăm cu acești S. Al doilea S este de la simplitate. Ar trebui să învățăm să trăim și să ne construim viața simplu. Foarte simplu. Toată societatea și viața omului în ziua de astăzi este foarte complicată și complexă. Deși printre primele lecții la aritmetică este și aceasta. Dacă vrei să obții un rezultat sintetic și rapid, învață să simplifici. Ar trebui să simplificăm. Să simplificăm agenda noastră, să simplificăm în general dorințele noastre, poftele noastre să fie cât mai puține. Dacă am învățat să lucrăm pe sinceritate și pe simplitate în viața noastră, atunci am primit în dar o harismă pe care am pierdut-o tocmai datorită poftelor cu care ne-am lăsat locuiți, am primit în dar înapoi smerenia, darul acesta extraordinar. Lucrând pe simplitate și pe sinceritate, primind smerenia, atunci am putea jindui și nădăjdui că vom ajunge spre bătrânețe la sapiență, cel de-al patrulea stâlp,
sapiența, înțelepciunea, cu cele două etape ale ei, adică telea cu dumirirea care ține de la 0 la 30 de ani și cu înțelegerea de la 30 până la 60, pentru că după 60 ar trebui să intervină la unii dumirirea ține înțelepciunea. Dar nu e o condiție, știți, că dacă ai ajuns la 30 de ani să fii, să fi fost dumirit și la 60 înțeles. Din păcate, noi astăzi, și e un adevăr trist, nu ne mai raportăm la bătrânii înțelepți ai planetei, ci mai degrabă la bătrânii nebuni ai planetei, care, din perspectiva patimilor multiple cu care au lucrat, de care s-au lăsat locuiți, nu mai pot la bătrânețe să se bucure ei mai întâi și să-i bucure pe cei din preajma lor cu roadele înțelepciunii. Cel de-al cincilea S este sfințenia. Deci concluzia ar fi că ceea ce ne lipsește cel mai mult este o raportare corectă la noi înșine în primul rând și la ceea ce contează cu adevărat. Acum se pare că raportarea în majoritatea cazurilor este puțin eronată și mai grav ar fi că nici nu ne dăm seama de acest lucru. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, pentru tot ceea ce ne-ați povestit. Sărbători fericite, iar noi ne revedem și astă seară în cadrul unei noi ediții speciale 360 de grade alături de Valeriu Pănoiu. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. La revedere!